David Popovici și-a confirmat încă o dată reputația de omul momentului în notul internațional. Românul, în vârstă de 19 ani, aducând luni medalia de aur la proba de 200 de metri liber, la Jocurile Olimpice, care se desfășoară în această perioadă în Franța. Sportivul a adus astfel prima medalie olimpică pentru România la Jocurile Olimpice 2024 și totodată cel dintâi aur pentru notul masculin din istoria țării noastre. David Popovici a avut parte de o cursă de maximă intensitate, trăită la maximum. Dublu campion mondial și campion european, reușind să cucerească aurul olimpic la Jocurile Olimpice 2024 în ultimul moment, la doar 200 avans de următorul clasat. Timpul obținut a fost de 1 minut 44 de secunde și 72 de sutime. Podiumul fiind completat de britanicul Matthew Richardson și americanul Luke Hobson. Victoria e cu atât mai mare cu cât David Popovici a întors al doilea la 50 de metri, în urma germanului Lucas Mertens, cel care s-a menținut în frunte trei lungimi, fiind al treilea la jumătatea cursei. Apoi românul a urcat din nou pe doi, ca în cele din urmă să se impună cu un avans de 200. De altfel, românul a fost cel mai rapid atât în serii cât și în semifinale. Misiunea lui David Popovici continuă la Jocurile Olimpice, acolo unde se pregătește pentru seriile de calificare la 100 de metri marți la ora 12. Semifinalele sunt programate la ora 21:30, în timp ce marea luptă pentru medalii va avea loc miercuri. Ultima medalie olimpică a notului românesc, dată din 2004, când Camelia Potec lua aurul la 200 de metri liber la Atena, iar Răzvan Florea cucerea bronzul la 200 de metri spate. Reamintim că România participă la competiția din Franța, Paris, cu 106 sportivi, după suspendarea pe motive de dopaj a Florentinei Iușco. Jocurile Olimpice 2024, desfășurându-se în perioada 26 iulie-11 august în Franța, la Paris, relatează Click.ro.